Salut și bine v-am găsit! În acest tutorial o să învățăm cum se face un copil temă pentru framework-ul Genesis. Framework-ul Genesis se poate achiziționa de pe site-ul studiopress.com. În cazul meu și al mai multor blogări de pe net, Gabriel Ursan a binevoit să ne ajute cu acest framework care este foarte bun, ușor de folosit și la fel de ușor de făcut child team. În localhost, unde este instalat cu SAMP, o să creăm un nou folder. O să numim Genesis Child HTML5. Puteți să-i puneți orice fel de nume, dar să fie un nume unic și să nu fie doar Genesis pentru a nu se confunda cu framework-ul în sine. Și o să deschidem editor Notepad++. Aici o să creăm fișierul style.css. În care se trece numele copilului temă, o mică descriere, linkului, la fiecare o să-și treacă ceea ce dorește și o să salvăm acest fișier în folderul creat style.css. Dăm salvare. Următorul pas este să mergem în framework-ul părinte și să copiem screenshot-ul de aici. Și această poză o să o edităm puțin ca să nu semene cu originalul. Eu folosesc deocamdată un editor online pentru a face acest lucru. Nu trebuie să deschideți în mod obligatoriu Photoshop. Aici o să edităm puțin poza ca să-i trecem numele nostru ca să-l recunoaștem în dashboard-ul WordPress. Ok, am o să salvăm. O să locuim pe cel existent deja, da? Ok. În dashboard aici ar trebui să vedem deja noul child team creat. O să dăm activare. Și cam așa arată el în momentul când este activat, dar având doar style CSS nu poate arăta mai
mai bine de atât deocamdată, dar o să aducem în starea vizuală conform framework-ului după ce vom continua editarea fișierelor și adăugarea altor funcții. Bun, acum o să creăm un fișier numit în folderul nostru avem da, screenshot și style.css. Și o să creăm un alt fișier pe care o să-l numim functions.php. Foarte important. Și aici o să aducem câteva funcții necesare pentru a continua editarea copilului temă. În function.php o să creăm aceste funcții. Aici, în funcție PHP, o să adăugăm funcțiile necesare. Prima funcție care trebuie adăugată este să includem din framework-ul părinte librăria pe care o are pentru o funcționare corectă. Trebuie să mai definim câteva funcții. Aici trebuie să scriem numele temei, numele copilului temă. Aici o să copiem URL-ul pus în style CSS. O altă funcție care trebuie să adăugăm este suportul HTML5, care este necesar pentru partea responsive a copilului temă. Avem nevoie să adăugăm și această funcție Genesis Responsive Viewport, să dea bine pe tabletă, telefonul mobil, smartphone și alte device-uri. Salvăm funcția PHP și haideți să vedem cum arată. Schimbări nu sunt din punct de vedere al designului, dar vor avea loc niște schimbări foarte bune imediat ce vom importa CSS-ul din tema părinte. Pentru a face acest lucru, intrăm în Style CSS, fișierul creat de noi, importăm genesis-style.css și restul editării CSS va avea loc aici. Haideți să vedem noile schimbări. Deja arată mult, mult mai bine tema. După ce am salvat un meniu test aici făcut de mine și am eliminat widget-ul din partea dreaptă al temei, tema arată destul de bine. Acum nu trebuie decât să ne ocupăm un pic de editarea ei în style CSS. O să începem să scriem câteva linii CSS. O să ne ocupăm prima dată de partea de body a temei. Și aici putem pune fie o culoare, fie oricare altă poză. De exemplu, noi o să punem aici un gri. Să
Și acum haideți să vedem cum arată în tema noastră. Dăm un refresh. Deja se vede, se poate observa culoarea aplicată în background. Haideți să vedem pentru partea de sus. Avem site header și pe acesta o să le edităm în style. O să schimbăm culoarea de aici. O să punem un albastru de test. Da, deja tema noastră arată destul de bine. Pentru restul elementelor nu trebuie decât să le identificați prin Inspect Element în Chrome și le puteți edita foarte ușor. Exact așa am făcut și eu la blogul meu. Ne vedem data viitoare la un alt tutorial. Până atunci, numai bine!